Deanul de deasupra Bisericii Sfinții Ierarhi și Mucenic Teodosie din Luncărătești a fost luat cu asalt de 350-400 de oameni sosiți la fața locului cu autocare, microbuze și zeci de autoturisme. Desfășurarea de forțe impresionantă, de altfel, a fost pusă la cale de organizația PNL din Buzău în scopul de a împăduri coasta dealului cu aproximativ 5.000 de puieți de salcâm. Cu mic cu mare, toți cei prezenți au pus mâna pe lopeți și au trecut la treabă cu mult entuziasm. Elevi, cadre didactice, pensionari, directori de instituții deconcentrate și politicieni cunoscuți au format un front comun pentru împădurirea dealului. Am plătat la țară, sigur, nu suntem chiar așa de ca să nu știm. Aici, de aici. Dar sigur la primăvară veni la umbra lui. Păi de unde sunteți? De aici, de la Berca. Din Berca? Da. Da. Și ați mai pus până acum? Da, da. Da. Și acum 2 ani. Tot aici? Da. Ăștia care sunt prinși. Pentru unii a fost pentru prima dată când au plantat un pom, însă cei mai mulți au mai avut acest prilej la acțiuni asemănătoare sau prin ograda proprie. Nici oaspeții cu funcții din guvern, deputați ori senatori nu s-au sfiit să pună mâna pe lopată sau să care apă de la cisternă. Președintele Consiliului Județean a fost exemplu pentru peneliști care i-au urmărit cu atenție metoda de plantare pe un plan înclinat. Știți că zice că fiecare în viață trebuie să construim o casă, să întâlnim familie, să plantăm un copac. Câți vreți să puneți asta, dumneavoastră? Păi sunt 350 de persoane, 5300 de puieți, facem o socoteală. Deci este undeva la 12-13 de fiecare. De perfect. Mulțumesc. Noi, ca și Departament al Apelor, Pădurilor și Pisciculturii, avem ca și prioritate la această dată împădurirea tuturor terenurilor degradate. Avem un calcul estimativ la 2 milioane de hectare și ne implicăm activ, zicem noi, și prin bugetul de stat anul acesta am reușit 1000 de hectare. Mai avem în lucru, din ce ne-am propus, 230 de hectare la nivel național, la fel ca și de la dumneavoastră aici. Sperăm să reîmpădurim nu numai Buzăul, ci și la nivel național, așa cum trebuie suprafața. Vom încerca să estompăm sau măcar să diminuăm eventuale calamități, eventuale urmări ale inundațiilor. Și din punctul acesta de vedere urmează să avem un program comun de delimitare a zonelor forestiere, de cele ale albilor, râurilor la nivel județean și la nivel național. Și sperăm ca în momentele în care ne vom mai confrunta cu astfel de situații să știm fiecare ce avem de făcut și să intervenim prompt. La acțiune au mai participat și Doina Tudor, senator, dar și deputații Erland Cocei și Titi Holban, mai rar întâlniți în mijlocul electoratului buzoian. Plantația de salcâm este menită să oprească alunecarea dealului care amenință să afecteze Biserica Sfinții Ierarhi și Mucenic Teodosie din Luncărătești, așezată la poalele lui.